Bună ziua tuturor! Numele meu este Felicia Ursărescu. Astăzi sunt împreună cu Mirela Frunilă, care tocmai a terminat ultimul meu videocurs și ne va povesti care a fost experiența ei cu videocursul. Ce anume a găsit util, ce anume a învățat, ce anume a aplicat. Ok, Mirela. O să încep. Bună tuturor! Mă numesc Mirela Prunilă și lucrez ca femeie de servicii în Finlanda. Mă aflu alături de Felicia, deoarece am dorit să dau un feedback cursului anxietate și atacul de panică. Am dorit să particip la acest curs, deoarece fac parte din persoanele care au avut stări de anxietate, mai mult de atac de panică, și lucrez cu mine pentru a le diminua. Acum aș dori, dacă îmi dai voie, Felicia, să împărtășesc două experiențe care s-au întâmplat de curând în legătură cu atacul de panică. Astă vară am fost la dentist, trebuia să-mi scot niște măsele și mi-a făcut o anestezie, să scurtez așa. Și anestezia a durat în jur de 6 ore. Când am văzut că durează atât de mult, am intrat în panică, fără să-mi dau seama. Și intrând în panică, mi-am dat seama că și corpul meu era reacționat, să zic așa. Deja tremuram, deja simțeam că mi este rău, că mă ia amețeala, deja gândurile, mi imaginam că eu mor, că nu-mi revin și... Cum ați gândit, Mirela? Deci, practic, tu ai făcut anestezia și nu îți dădea drumul? Deci, da, am făcut anestezie și nu îți dădea drumul să zic... Da, o aveam amorțită. Deci tu simțeai amorțeala. Da, amorțeala era același efect de la început până în acelea 6 ore. Deci s-a menținut la fel, nu a scăzut, nu nimica. Și acum zic, ce fac? Mi-am dat seama că am intrat în panică, m-am întins în pat, am vrut sincer să te sun pe tine, să zic să mă ajuți, dar am zis nu, zic nu sunt pe Felicia. Și până la urmă am sunat pe altcineva, mi-a zis, stai liniștită, că așa e normal, că aici e mai puternic anestezia și zice, își face... și mi-a zis să beau cafea. Ok, într-un final m-am liniștit datorită acelei persoane, nu că m-aș fi controlat eu de la mine. Da. Și asta, acum de curând, serile trecute, mă trezesc o noapte, am avut nevoie să mă duc până la baie și realizez că aveam obrazul drept și cu mâna dreaptă le aveam omorțite. Și am zis, am gândit, ce se întâmplă? Sunt amorțită. Într-un infart imediat, deci m-am dus cu gândul la... Deci nu m-am gândit că poate am dormit cu capul într-un fel și mi-am mărțit. Nu, imediat. Și după aia am zis, m-am băgat în pas și zic, ok, eu acum aștept să fac infart. Și zic, gata, am conștientizat. Zic, băi, ce fac? Eu singură îmi induc gândurile de atac de panică. Și zic, ce fac? Și zic, nu, mi-am lăsat aminte de tine de curs, că tu mai ce participam. Deja făceai, asta s-a întâmplat în timp ce tu deja făceai. Da, acum o săptămână s-a întâmplat. Și mi-am lăsat aminte de tine, de ceea ce spuneai tu. Și am zis, sunt gândurile mele de frică. Zic, nu, mi le schimb. Deci eu singură mi-am schimbat, să zic, starea. Imediat după aia, deci s-a diminuat și gândurile și amărțeala, nu am mai simțit nimica. Asta vreau să-ți... Vreau să te întreb ceva, Mirela. Având în vedere că ești o persoană anxioasă și ai avut aceste atacuri, te-a ajutat cursul ca să te înțelegi mai bine, să înțelegi care este sursa atacurilor de panică și a anxietății și cum să le gestionezi mai bine? Da, m-a ajutat foarte mult și am înțeles foarte multe, nu știu cum să zic... Dinamici. Ce anume? Foarte multe dinamici interne pe care noi le avem. Da, și am înțeles de ce anume, eu nu știam de ce făceam anumite lucruri
nu știam de ce le făceam, nici de cum nu mă gândeam să le asociez, de exemplu, cu atacul de panică. De exemplu, în trecut, mulți ani în urmă, eu nu știam de ce tot timpul purtam după mine și noaptea și oriunde mă duceam, eu vreau să am cu mine o sticlă cu apă, că mi se părea că mor. Dacă nu am sticlă cu apă, eu muream și nu prea înțelegeam. Acum, la curs, chiar ai spus undeva despre, într-un dintre videocurs, ai spus și despre sticla cu apă. Și m-am regăsit în multe exemple ale tale, care le-ai specificat acolo. Da. Și m-a ajutat foarte mult, deci, în primul rând, m-a ajutat să conștientizez că eu sunt cea care provoc. Pentru că intru în frică, în starea de frică și tot eu pot să aleg să schimb starea. În privința asta. Cum ți s-au apărut instrumentele pe care le-am furnizat? Deci sunt anumite exerciții, anumite care sunt diferite. Nu e numai meditație, nu e numai vizualizare, nu numai, este și un exercițiu de medicină energetică, dacă ți amintești. Cum ți s-au apărut exercițiile? Crezi că le poți învăța și le poți aplica apoi în... ca să poți să stăpânești, să devii mai echilibrat din punct de vedere emoțional? Da, mie mi s-au părut foarte utile și ușoare și la îndemână, adică poți să le faci oricând, în orice situație, când simți că și la muncă și în orice loc poți să faci tehnicile acelea. Și mie, sincer mi s-a părut valoros cursul, deoarece pe mine m-a ajutat foarte mult să înțeleg aceste stări și cauza care se manifestă, ce este în spatele acele stări care le conștientizam, cum s-a întâmplat zilele trecute. Deci am conștientizat și imediat am ieșit din starea de atac de panică, să zic. Da, pentru că este important să înțelegem lucrurile. Am zis-o întotdeauna, cunoașterea înseamnă putere. Când înțelegem cum funcționăm, reușim să luăm și măsuri, să găsim instrumente juste. Și nu mai e ceva necunoscut, pentru că în general necunoscutul ne sperie, dar când înțelegem că sunt mecanisme, că noi suntem rezultatul la milioane de ani de evoluție, dar că încă nu ne-am adaptat la aceste vremuri, care sunt atât de tulburi și atât de rapide în mișcare, atunci și mai ales mintea noastră e foarte rapidă, corpul este foarte încet. Azi am scris o postare pe Facebook exact despre acest lucru. Corpul nostru reacționează mult mai lent, mintea noastră este foarte rapidă și această rapiditate de gânduri ca și cum ar duce mașina, ca și cum noi apăsăm pe accelerație foarte tare și motorul începe să meargă, dar mașina se blochează. Ok. Ca și cum am merge cu viteza 5-a, accelerând, dar cu frâna de mână trasă. Și atunci ne blocăm. Da. Ce-aș mai mă gândeam, cum aș vedea eu, dacă îmi dai voie să vin așa, nu fă o completare, cu o sugestie, să zic așa, persoanelor, cum sunt și eu de altfel, care când avem atac de panică și reușim să, nu știu cum să zic, să înfruntăm, să învingem, să zic așa, acea stare, când ne dă o stare de bine, o stare de bucurie, să o punem așa într-un buzunar, un buzunar imaginar, să o punem deoparte și ori de câte ori trecem prin altă stare de atac de panică, să putem să accesăm așa ușor acel buzunar. Cred că am să completez cursul și am să fac un exercițiu foarte interesant. Mulțumesc frumos pentru sugestie, pentru că, de fapt, fiecare, noi ne amintim foarte des falimentele noastre. De câte ori am căzut, de câte ori am fost victime la un atac de panică sau la anxietate. Nu ne amintim, culmea, când suntem într-un atac de panică, nu ne amintim că, de fapt, noi am trecut prin atacuri de panică și am ieșit întregi, nu am murit, deși am trecut prin acea senzație de acum mor, acum îmi dau sufletul. Ideea este că e o idee foarte bună, pentru că așa luăm pas cu pas micile succese
Și creștem, în primul rând, conștientizăm faptul că noi avem resurse, că noi suntem pline de resurse și că putem trece mai departe. O idee foarte bună. Am să dau ca bonus, am să fac să înregistrez. Da, săptămâna asta, promit, îl dau la curs. Deci un exercițiu pentru reamintirea resurselor și a creșterea lor. A intrat în starea de resursă. Da, exact cum ai zis tu, că ne aducem aminte de momentele negative, dar cele pozitive uităm să le accesăm așa și zic, măi, să punem așa ceva așa deoparte, imagine altul buzunar, și atunci când trece printr-o astfel de altfel de atac de panică, să accesăm creierul nostru, probabil că foarte ușor îl putem accesa și îl putem antrena. Am putea antrena și creierul, nu mai se dă numai gânduri negative. Nu ce și momentul, uite, acolo, atacul de panică, eu am reușit să ne... Și altfel, reușim altfel să ne trecem pe orice următorul situație de atac de panică. Super! Da! Da. Mulțumesc mult pentru sugestii. Ok, mai vrei să mai adaugi ceva, Mirela? Aș mai adăuga că aș recomanda acelor persoane care trec prin astfel de stări de anxietate, să aibă curajul să nu rămână blocate, adică să nu creadă că nu au rezolvare aceste atacuri. Aceste atacuri de panică foarte ușor se poate gestiona. Da, așa, gestiona, nu știu dacă vreau să zic bine și astfel prin cursul tău, prin tehnici, prin meditație, și meditațiile, ușor, încet, încet, pas cu pas, le putem diminua, chiar stopa de tot. Și să nu rămână acolo, să zic că nu. Da, eu i-am pus numele atacuri de panică și anxietate, dar în realitate este un curs de gestionare a emotivității exagerate, astfel încât oricine trece prin diferite emoții care sunt neplăcute sau care ne duc înainte și ne închid creierul. Deci exercițiile pot fi folosite pentru orice emoție care nu ne place, pentru orice emoție negativă, astfel încât să reușim să gestionăm emotivitatea noastră și să gestionăm și diferitele situații în care intrăm cu prea multă emotivitate. Nu numai în fața unui examen sau atunci când trebuie să vorbim în fața unui public, dar și în raporturile cu cei dragi, câteodată avem o emotivitate exagerată, suntem foarte reactivi, chiar la un cuvânt sau la un gest sau la chestii banale, și atunci riscăm să stricăm relațiile pentru această reactivitate exagerată, pentru că nu știm să gestionăm emoțiile. Așa că cursul e și pentru cei care, nu numai pentru anxietate și atacuri de panică, dar pentru cei care au o emotivitate foarte puternică. Sunt puțin foc. Noi știm ceva. Eu știu ceva. Da. Ok. Mulțumesc pentru că mi-ai dat ocazia să particip la acest curs și pot spune că m-a ajutat. Nu o să mă repet, cu conștientizarea. Eu am rămas cu conștientizarea cu noaptea respectivă, care m-a ajutat. Păi aia este amintirea ta pe care o pui în buzunar. Da, o pun deoparte și... Da, exact. Punctul de buzunar. Da. Ok. Mulțumesc foarte mult, Mirela. Aștept apoi peste 2-3 luni, după ce faci exercițiile, eventual un alt feedback, îmi spui cum a evoluat. Da. Ok. Mulțumesc foarte mult.